Doi români au murit și alți patru au fost răniți în războaiele civile din Congo, potrivit Ministerului de Externe de la București. Victimele sunt mercenari plecați să antreneze armate locale. În spatele operațiunii stă un fost luptător în legiunea străină care îi recruta și îi plătea cu 5.000 de dolari pe lună. Un camarad ai lor, care a fost martor de la distanță al atacului, a vorbit în exclusivitate pentru Observator despre cum s-a petrecut totul. Detaliile și imaginile, atenție, au un puternic impact emoțional. Părerea mea personală că dacă vrea să-i omoare pe toți, îi omora pe toți. Nu scăpa niciunul viu de acolo. Dar cred că mai repede a vrut să le dea o lecție, să-i sperie. 20 de români foști militari sunt mercenari în gruparea condusă de Horatiu Potra. Creierul misiunii și el luptător de profesie ar avea contract cu guvernul din Republica Democrată Congo, potrivit surselor Observator. Misiunea românilor era să instruiască armatele congoleze să facă față grupărilor de rebeli într-un stat sufocat de războaie civile. Ieri dimineață, în timp ce se aflau într-o tabără improvizată de instruire, au fost atacați de o grupare paramilitară, M23. Unul dintre colegii lor spune că au știut că vor fi atacați. Ieri dimineață la 10:30 m-a sunat un prieten de acolo și mi-a spus că au văzut cu dronele că aproximativ 1000 de soldați M23 se îndreptau către Sache. Era panicat, l-am simțit imediat și am spus să țină capul la cutie să protejeze. Clar, aveau informații că vor fi atacați. A căzut mortier între noi, între răniți. Că până la urmă au scăpat, dar au murit 3 băieți și vreo 8 răniți. RFS-4! Am expulsat 7! Avem un Romeo mar! Avem încă unul de-al nostru, un alb rănit. Doi avem acum. Avem rănit de-al nostru. Acum nu știu de ce șefii care trebuiau să iau hotărâri acolo nu au retras oamenii. În primul rând, e o asemenea decizie mai mult pentru faptul că soldații congolezi, că am lucrat cu ei, nu te puteai baza. A urmat, povestește el, ore întregi de panică și agonie. Au intervenit și forțele armate congoleze cu un elicopter, care a fost și el alovit. Dronele noastre au fost dărâmate, deci clar a fost un atac foarte bine gândit. Așa ne merg pe tot. Cum ne mișcăm, cum ne ciurie capul. Ne putem nici evacua de aici, suntem depășiți. L-am pierdut pe Victor între noi. Între noi, da? Situația foarte critică aici. Echipa Observator a încercat să ia legătura cu Horatiu Potra, conducătorul acestor trupe. Domnișoară, sunt o reuniune, nu pot vorbi acum, mă scuzați. Ok, dar situația militarilor români, țineți legătura cu ei? V-am zis, sunt o reuniune, nu pot vorbi acum. În acest moment, spun surse Observator, în Congo sunt peste 400 de români. Statul român nu recunoaște un tip de contract de acest gen mercenariat. Acțiunea în sine pe care o desfășoară acești români sub comanda lui Potra este una sub semnătură privată. Statul român, în afară de, presupun, o consultanță consulară normală, nu este implicat în niciun fel în acest caz. Șeful mercenarilor români, Horatiu Potra, a fost în urmă cu 30 de ani garda de corp a emirului Qatarului. În 2010 a fost călcat de mascați care au găsit în casa lui un adevărat arsenal de luptă. Dormea chiar cu un pistol încărcat sub pernă. Horatiu Potra a mai fost cercetat după ce l-ar fi amenințat pe fostul director Romgaz. Cei doi s-au împăcat și dosarul a fost închis. Afli oriunde-i fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.